Concursul Slatina Acasă la Eugen Ionescu, organizat de Primăria Slatina, s-a bucurat de o prezență foarte numeroasă și anul acesta. Elevi de gimnaziu și liceu au acceptat provocarea organizatorilor și, dând dovadă de creativitate și originalitate, au reușit să impresioneze juriul. Noi ne bucurăm și susținem totdeauna mișcarea tinerilor, în special în ceea ce privește creația literară și artele vizuale, dar nu numai asta, și spectacolele, după cum ați văzut, și teatru, improvizație, toate genurile de muzică. Anul acesta s-au primit mai multe lucrări la ambele secțiuni, atât la eseuri cât și la arte vizuale. Anul acesta, cele mai multe premii au fost obținute de elevii de la Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina. Am fost convinsă de la început, deci în momentul în care am anotat aceste lucrări, chiar i-am spus domnului director că cred că anul acesta vom concura între noi, pentru că am văzut calitatea lucrărilor, lucrări foarte bune. Chiar s-au depășit pe ei uneori acești copii, să știți. Este meritul lor, meritul meu, meritul părinților, pentru că i-au sprijinit să meargă mai departe. Nu mă așteptam, am luat loc întâi, sunt foarte fericită. Și aș vrea să mai particip și în anii următori. Cum a fost concursul? A fost greuț, dar m-am descurcat. Toate lucrările au fost bune. Tema concursului a fost destul de complexă, însă am putut dezvolta foarte multe idei. Consider că m-am regăsit în tema aleasă, în ideea centrală a fragmentului propus, și m-a ajutat să elaborez eseul. Acest concurs a reprezentat foarte mult pentru că am muncit și chiar m-am străduit să pot lua un loc destul de bun, pentru că a fost prima dată și am vrut să văd ce înseamnă, și sunt mândră că jurul mi-a apreciat lucrarea și că am reușit să iau acest loc și acest premiu. Am obținut locul întâi și premiul de popularitate. Pentru mine, tema de anul acesta a fost poate chiar una dintre cele mai abordabile și cea mai expresivă. Am participat la secțiunea de compuneri, am fost pe nivelul 1 și am participat pentru că am vrut să-mi depășesc limitele și să văd de ce sunt în stare, și este prima dată când particip și am vrut să văd cum e. În anii viitori vei participa? Da, se poate mai bine și mă aștept la un loc mai bun. Cele mai bune lucrări au fost premiate cu 1000 de lei, ocupanții locului 2 au fost răsplătiți cu 600 de lei, iar cei de pe locul 3 cu 400 de lei. Lucrările cu cea mai mare popularitate au primit din partea autorităților 200 de lei. Pentru ediția din acest an, Consiliul Local Slatina a alocat suma de 20.000 de lei.